Hei, salutare, abonații mei, cei mai nerăbdători abonați, în legătură cu comoara lui Harry Potter. Ok, eu sunt Shari, profesorul expert, nu prea mai am nevoie de nicio introducere. Așa cum m-ați rugat și de două luni, nu am mai postat episodul cu Harry Potter. Ok, astăzi voi face episodul numărul 8, comoara lui Harry Potter. M-am îmbrăcat mai gros pentru că e foarte, foarte frig. Am visat locul unde trebuie să ajung de două luni, dar eu am ținut minte, dar nu am putut filma, am avut destule treburi și mici probleme. S-a născut și bebe. Apropo, numele meu oficial, cu care mă puteți găsi pe Facebook și la fel și Facebook-ul, se numește Roman Paul Gabriel. Și ca poreclă pe Facebook sunt Shari, profesorul expert, și bineînțeles tot pe Facebook puteți să mă căutați Shari, grupul abonaților. Shari, profesorul expert, grupul abonaților. Ok, să începem. Din câte mi-amintesc, da, într-adevăr, peisajul din spatele meu e totuși trist, de fapt peste tot, pentru că, ce să mai zic, a venit toamna, în curând vine iarna. Suntem pe 26 noiembrie, ora 16:16. Voi posta mâine dimineață, pentru că va dura puțin până editez. Așa e bine să postez cu o zi înainte, ca voi să fiți la curent și să fiți anunțați de dimineață. Sincer să fiu, am cam vrut într-un timp să nu mai postez seria. De fapt, nu să nu postez. Mi-era așa, oarecum, teamă. Eu știu că poate fi și periculos, așa că totuși acest serial vreau să continue așa cum v-am promis. Și v-am promis de la început, o să fac tot posibilul. Am răspuns multor comentarii. Bineînțeles că nu am să mă las de seria asta, de YouTube nici de cum, deoarece văd că începe canalul meu să fie din ce în ce mai vizualizat. Și abonații sunt cam 300, 250, 280, 300 de abonații pe zi. Ok, deci data trecută am încercat niște vrăji. Ok, nu știu la ce mi-ar putea ajuta cele vrăji, dar am zis că trebuie să fac exact ce scrie în pergament. Așa că am plecat să descoper indiciul visat. Se făcea, e ca data trecută, totuși, într-un loc unde nu prea se poate găsi un pergament, ceva pus de Dumbledore. Ok, e deja foarte creepy, adică sunt singur aici, pe câmp, și culmea începe să se întunece, chiar dacă e 16 și 16, cum v-am arătat, probabil s-a făcut și 17, începe ceața să... Mamă, ce creepy! Sper să nu mai fie nevoie să mai merg noaptea, dar din câte am înțeles, câteodată e bine să merg și noaptea, să nu mă mănânce dinozaurii aia de dementori. Acum nu vreau să fiu foarte fricos, dar mi-a fost foarte frică în seriile trecute, mai ales noaptea când am fost. Deci m-am uitat de câteva ori de la cap la coadă la fiecare serial și cel mai criminal a fost acela când am găsit capul de berbec, de oaie, de ce era, de capră, și a fost foarte creepy. Din câte mi-aduc eu aminte, era un drum care seamănă cu acest drum, vedeți? Deci seamănă cu acest drum. În viziunea pe care am avut-o în vis. Ok. Voi merge puțin mai mult, pentru că, din câte mi-aduc aminte, când mă plimbam cu scuterul, am văzut acea zonă. De fapt, e un copac. Sincer să fiu, nu știu dacă e salcie sau
Ok, hai să întorc camera invers. Ceva gen semăna viziune. Era mai micuț. Nu cred că e ăsta. Oricum, trebuie să fie prin preajmă. Era mai bine dacă era vara, pentru că vara observam după frunze, dar așa îmi e puțin peste mână. Asta parcă cel din vis. Hai să verificăm. Ați auzit ceva? Iar se aude acel sosit. Mai exact, cred că de sub pietrele astea. Ia stai puțin. Wow. Și eu ca prost am plecat cățel surd la vânătoare, mi-am luat și un băț ceva. Băi, fraților, de ce de fiecare dată când mă aprop... Mamă, e acela sunet ca atunci când am găsit prima bucată de hartă. Cerul e senin. Nu plouă. Voi cred că auziți. Nu cred că e doar în mintea mea. Sper să se audă bine pe cameră. Am ajuns aici. Mamă, până ce boscheți. Devine din ce în ce mai... Cam doare sânge. Păi, dar de fiecare dată când mă apropii de... Simt că e pergamentul prin apropiere. De fiecare dată, nu știu acum, nu vreau să fiu sceptic, să mă ia gura pe dinainte, dar... Dacă Voldemort... vedea prin ochii lui Harry Potter și eu am plecat, nu mi-am astupat și o semn. Pun mai așa să nu se vadă. M-am apropiat de pom. Înseamnă că poate vedea și prin ochii mei. Mamă, ce fioros e acest copac. Dar... Ia să... Mi-aduc aminte că era ceva asemănător. Ați auzit iar? Băi, eu dacă nu mor și sunt dat la știri, mă găsiți mort lângă un pom. Mort de frică. Ok. Deci, ce trebuie să caut eu?
un semn. Băi, știți cu ce seamănă acest pom? Țineți minte cu... nu mai știu cum se numește. În episodul Harry Potter, când coboară cu mașina, de aterizează salcea bătăușă. Mamă, cât seamănă cu salcea bătăușă. Poate mă ia asta la... mamă, cred că e o legătură. Wow, ce mișto. Mamă, ce mișto e asta. Un fel de ciupercă. Ok. Da, e destul de creepy, trebuie să recunosc. Se și întunecă. Dacă nu găsesc nimic, o tai de aici. Numai sunete ciudate se aud în preajmă. Ah. Să întorc și ecranul, filmez cu altă cameră. E mai ușoară, ecranul rabatabil. Full HD. Deci, priviți puțin. Salcea bătăușă. Wow. A început să-mi placă foarte mult. Cred că m-a înțepat o... o cracă. A început foarte mult să-mi placă seria. De fapt, m-am tot uitat la episoade. Dar sunt din ce în ce mai creepy, mai ciudate. Nici nu știu... m-am băgat eu în comoara asta. Voi vedeți ce văd și eu? Mă, cine face așa, mă, mâncați așa? Mă, cine face așa, frate? E Voldemort. Cap de mort. Asta că punem mâna pe... priviți aici. Mum, ca data trecută. Ok. Dacă ăsta nu e semnul care îl caut... atunci niciunul nu mai e. Wow, 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 wow. Ok. Deci am găsit pomul. Marfă de marfă. Ok. Entuziasm maxim. Semnul lui Harry Potter. What the fuck? Cum e asta de pe frunte? Cum mi-am arătat un pic semnul? Fiți atenți. Trebuie să caut neapărat pergamentul. Să o întind. Știți ce nu-mi place mie la combinațiile astea? Că trebuie să caut pergamentul cât mai în detaliu. Mamă, e pe de-o parte e bine că... m-am speriat de niște. Pe de-o parte e bine că nu am nevoie să bag mâna. Oh, shit. Deci tocmai s-a rupt. Mamă, ce... wow. Deci, e bine că nu trebuie să bag mâna prin scorburi. Băi, ce... ce-am găsit? Hai mai repede că nu prea îmi place ce se întâmplă. Wow! Ia priviți ce ciupercă. Băi, ești copac? Băi, ce marfă! Crescută chiar în pom. Ok. Hai. Data trecută a trebuit să desfac, de fapt să rup o bucățică dintr-un pom să pot găsi pergament. Nu vrea nimeni lemne de foc? Sunt disponibile aici.
nu-mi place deloc treaba asta. Mamă, sărb... Băi, fraților, nu-mi place situația asta. Deci nu-mi place deloc ce se întâmplă pe aici. Hai că am găsit ceva, să vedem dacă... Au, era să cad. What the fuck? Yes, 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 yes. Huh. Ca de fiecare dată. Yes. Băi, cât de mult îmi place. Ah. Cât de mult îmi place când... Ah, când găsesc acest pergament. Oh, yes. Încă o cheie. Wow. Ce bine că nu mai e ceva pe aici. Oh, yes. Să întorc camera invers. Mamă, ce sunete. Îmi pare bine că de fiecare dată găsesc pergamentul și trebuie să decolez cât mai repede. Nu-mi plac deloc sunetele care... Observați că s-au oprit. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre această situație. Deci, de fiecare dată când pun mâna pe pergament, de fiecare dată ceva se întâmplă și se face liniște. Până să-l găsesc, mă doare și semnul. Ia, apropo de semn. Să-l mai dau la o parte. Nu se mai aude nimic. Acum îl pot ține descoperit. Acela este pomul unde am descoperit pergamentul. Doamne, cât mă bucur! Chiar am crezut inițial că e o farsă, că e ceva... E un serial care cu toată inima vreau să-l continui. Ce e cel mai nașpa e că începe să se depună ceața. N-aș vrea să mă prindă întunericul aici. Ok. Hai să stăm aici un pic și să citim pergamentul, ok? Eu voi ține camera. M-am pus în genunchi că nu am cum să stai aici. Nu vine să cred. Băi, fraților, priviți ce cheie. Mamă. Deci e șmecheră. E ruginită. Foarte veche. Data trecută am aruncat cheia. Pentru că s-a încins lacătul foarte tare. Dar arăta altfel. Ok. Deci, această cheiță, bănuiesc că nu trebuie să o arunc. Haideți să citim împreună ce scrie pe acest pergament. Wow! Sunt emoționat! Full! Primul indiciu din cele 5. Primul indiciu din cele 5. Felicitări! Ai găsit primul indiciu din cele 5 care te vor ajuta să descoperi a doua bucată din harta Comorii.
Primul indiciu este această cheie care va deschide cutia cu cea de-a doua bucată din hartă și ține minte că toate cutiile au blesteme puse pe încuietori, ca cei ce le vor deschide fără cheie să înfrunte cele mai mari coșmaruri din viața lor. Oh, shit. Deci această cheie este primul indiciu. Cum scrie și la început, primul indiciu din cele 5. Deci această cheiță e primul indiciu. Ok, deci primul indiciu care deschide cutia. Ok, da? Am înțeles. Foarte straniu. Următoarele... Ia să vedem. De aici. Următoarele indicii îți vor oferi cea de-a doua bucată din harta comorii. Blestemul următoarei cutii va fi ca cel ce va deschide cutia fără cheie să se pietrifice instant. Da, asta nu se va întâmpla, că nu voi mai căuta nimic. Băi, deci, mai citesc o dată. Blestemul următoarei cutii va fi ca cel ce va deschide cutia fără cheie să se pietrifice instant. Păi stai puțin. Să se pietrifice instant. Păi eu am cheia. Deci trebuie să o țin bine, să nu o pierd. Ai mare grijă și ascultă-mă cu atenție și vei găsi comoara fermecată. Atenție la dementori și vise plăcute, profesorul Albus Dumbledore. Foarte frumos. Alt serial criminal, alte surprize noi. Deci trebuie să țin foarte bine această cheiță. O să fac un nod. Așa. Să nu pierd această cheie niciodată. Până voi deschide. Deci această cheiță, dacă vă vine să credeți, și după cum observați, e o cheiță foarte... S-a mai întunecat afară. E o cheiță foarte ciudată. Deci dacă puteți vedea, e foarte veche, rucinită chiar. Ok. Să o luăm din loc. Deci ce am înțeles din acest episod? Am găsit pergamentul. Frate, visele sunt atât de reale încât nu am cum să nu găsesc, dar nu mai e ca înainte să pot găsi de fiecare dată pergamentele și să îmi scrie pe ele, pentru că am rupt acel lacăt, iar primul blestem a fost să îmi rămână acest semn pe frunte. Wow, deci nu știu dacă puteți vedea, s-au aprins luminile. Mamă, ce ceață. E foarte scary. Iar acum, această cheiță, cea de data trecută am aruncat-o. E foarte scary. Mamă, și în spate nu se mai pot vedea casele. Wow. Plec mai repede, să ajung mai repede acasă. Mamă, deci arată ca un cimitir. Puteți observa? S-au aprins luminile mai tare și, de fapt, ceața s-a lăsat și mai tare și trebuie să zbor de aici. Au mai fost alte indicii care m-au dus la prima cutie, cu prima bucată. Aceste indicii sunt alte indicii care mă vor duce la a doua cutie. Am început să înțeleg. Doar că nu e chiar așa de... Ușor a început frigul, sper să termin cât mai repede această serie,
pentru că va veni zăpada și sunt curios ce va fi, ce voi găsi în acea comoară. Din câte am înțeles, și șerpi, monștri care păzesc fiecare comoară. Hopa, mi-am adus aminte. Stați puțin, că nu e chiar ce pare. Dacă vă aduceți aminte, sunt monștri la fiecare cutie. Deci am eliberat în episodul când am deschis acea cutie fără cheiță, am găsit cheița după și am aruncat-o. Păi frate, acum toate se cam leagă. Au plecat câte un monstru la fiecare cutie, deci primul din cele 5 indicii. Iar când voi găsi cutiuța, voi da și peste un monstru. Hai că asta e deja foarte tare. Ceață. S-a cam întunecat. Mai am puțin până ajung, pentru că am mers foarte mult. E încă lumină, deși că într-adevăr această cameră compensează lipsa de luminozitate și o compensează cu backlight. S-a lăsat ceața, e foarte răcoare. Puteți privi pe acele văi. Doamne, cât de frumos e aici. Mamă, n-aș vrea, nu vreau și nici n-am să stau vreodată în București. Nu suport, mai bine aproape de București, cum sunt eu aici la 15 minute. Dacă mă grăbesc, în 10 minute sunt la Cora. Și e foarte, foarte frumos. S-a cam întunecat, asta am vrut să spun. Se întunecă foarte repede. Ok, aștept în comentarii părerile voastre despre acest episod. Ce ar trebui să fac? Ce credeți că ar trebui să fac? Peste ce credeți că voi da? Deci priviți această cheiță. Știți ce să fac? O să caut acest tip de cheiță pe Google. Să văd dacă găsesc vreun lacăt. Să încerc să fac ceva. Încercați și voi să mă ajutați. Haideți să descoperim această enigmă până la următorul vis. Căutați, uitați cum arată cheița, încercați să căutați pe Google ceva asemănător, să vedem ce se poate deschide cu această cheiță. Foarte creepy, mă bucur că ați fost alături de mine, vă iubesc foarte mult, într-adevăr mi-e puțin frig. Cu voi a fost Shari, profesorul expert, în descriere aveți link-urile de la toate rețelele mele de socializare. Rămâneți aproape, dați share acestui serial să vadă și prietenii voștri, vă iubesc. La revedere și țineți-mi pumnii!